Dragi prieteni, bine v-am regăsit la Drink Insider, dialogurile la distanță pe hotnews.ro. Astăzi vom discuta un subiect extrem de fierbinte și anume exporturile românești de vin. L-am alături pe Filip Cox, cofondator și director comercial la Cramele Recaș. Filip, bine te-am găsit! Bună ziua, bună ziua! Filip Cox e un interlocutor cu care orice analiză a exporturilor românești ar trebui să înceapă. Filip, în ultimii 5 ani, Cramele Recaș, a căror director comercial ești, au devenit un jucător global, au crescut foarte mult pe partea de export. Practic, momentul în care voi ați început să creșteți foarte, foarte intens a fost momentul când s-a votat în 2016 în UK Brexit-ul. Care sunt motivațiile? Cum explici lucrul ăsta? E destul de simplu, fiindcă până la momentul respectiv vindeam vreo 3/4 din exporturile noastre în Marea Britanie și în ziua când au votat așa, m-am gândit că s-ar putea să fie un problem și ne-am orientat imediat să căutăm altă piață ca o precauție, dacă vrei să spun, pentru posibile efecte de Brexit. Și am fost în Germania, pe exemplu, am dezvoltat foarte mult în Olanda, piețele de acolo, și până unul peste altul, celelalte țări au crescut foarte, foarte mult și foarte repede și nici Anglia n-a suferit o așa de mare efect de cum ne-am speriat la momentul respectiv. Și încă vindem bine și acolo. Așa că rezultatul cumulativ este că vindem de 3 ori mai mult vin ca în 2016, acum, ca firmă, în total. E o problemă asta pentru capacitatea voastră de producție? Sunt momente când vă simțiți depășiți ca capacitatea de producție de cerere de la export? Da. Anul ăsta a fost primul an când am chiar început să simt că este foarte greu, este foarte greu cu, mai ales cu forță de muncă, este greu de găsit în zona noastră și în țară în general. Am investit foarte mult în parte tehnic, deci asta e mai ușor de crescut capacități tehnică, e greu cu oamenii și chiar e greu și cu plantații de struguri, nu e ceva care se poate dezvolta atât de repede, deci probabil în ultimii ani o să trebuie să ne moderăm un pic creștere mai mult, că efectiv, e greu să ținem pas. Deci chiar și anul ăsta putem să vindem mult mai mult decât vindem. Dar ne auto-limităm un pic ca să nu depășim capacitățile de producție. Înțeleg că pentru 2021 aveți estimat o producție cam de 30 de milioane de sticle. Cam cât va merge pe piața internă și cât va merge la export din producția voastră? Noi estimăm că vreo 55-58% va fi export și balanța piață intern. Și cred că suntem unul din singurii firme în România care avem acest profil, cel puțin dintre firmele mai mari. Și mă bucur. E de menționat că voi aveți cam 1200 de hectare în exploatare în momentul ăsta. Da, 1200... Correct? 30 sau poate 1250 anul ăsta, cred. Și, practic, întrebarea mea era din producția asta voastră la export, merge către ce tip de clienți, în primul și în primul rând? Care e profilul clienților voștri la export? E destul de variat în funcție de țări. Sunt țări unde avem o predominanță mare de retail, deci, pe exemplu, Germania, unde lucrăm cu toate lanțurile mari de retail, Aldi, Lidl, Edeka, așa ceva. Sunt alte țări, pe exemplu, Marea Britanie, Anglia, unde avem și retail, dar avem și o prezență foarte puternică în Horeca. Avem foarte bun distribuție în Horeca în Anglia și în Olanda, care este, practic, cea mai mare piață noastră globală. Avem o pondere mare în Horeca, care este bine pentru noi, când nu este pandemie și sunt deschis.
Ai menționat Anglia, Germania și Olanda. Toate acestea au fost piețe tradiționale pentru voi sau Germania și Olanda sunt niște piețe emergente acum? Deci, în Germania nu am vândut aproape nimic până a apărut discuțiile cu Brexit și chiar am simțit-o ca piață și am reușit să fac o penetrare al piață foarte puternic într-un timp foarte scurt. Deci a prins foarte bine marfa noastră în Germania. Altul care crește repede este Japonia, unde suntem specializați în vinuri bio și naturale, Coreea de Sud, America. Avem mai multe, dar cel mai mare este Olanda și a doua este Germania, ca total, volum total. Oricum, e interesant și aș vrea să accentuez chestia asta că, practic, toate piețele astea au explodat în momentul în care s-a anunțat Brexit-ul împotriva tuturor așteptărilor. Nu cred că e singurul motiv. Deci, am și lucrat 20 de ani încet, încet să încercăm să-l creștem în toate. Nu s-a întâmplat așa de repede ca acum, dar a fost un trend care exista deja. Și a crescut după 2016, într-adevăr. Bun, am să schimb puțin registrul discuției și am să te întreb la modul puțin mai general. La export, cam care e ponderea vinurilor de entry level și a vinurilor premium, așa cum resimți tu? E mult, mult mai mult vinuri entry level și medium decât piața din România, pe exemplu. Cu vinuri premium avem câteva țări unde este majoritar, pe exemplu Ungaria, unde ei consideră că suntem, ei consideră că Timișoara este a lor, Olanda, câteva țări unde avem vinuri premium, dar în general este foarte, foarte greu, țara este foarte necunoscut ca țară viticol, este o concurență cu vinuri premium în restul Europei, America, super intens și este mult mai greu să pătrunde în piață premium decât în piață mijloc. Nu ne intrăm în piață de vinuri super ieftin, nu avem în vinuri super, super ieftin, cum au alte țări pe cum Spania, dar entry level și medium este probabil 80%, deci mare care majoritate. Media de preț a unei sticle la export la voi? Depinde în ce țară se vinde. Deci avem în Germania, pe exemplu, o țară care nu are taxe, mare parte de vinuri se vând undeva între 3 și 4 euro. În Anglia, care e o țară cu foarte mare accize la vin, se vând dintre 6 și 7 lire. În Olanda tot așa, 3, 4 euro, 5 euro. Avem în fiecare țară o dezvoltare frumoasă al vinului mijlocii, la nivel de 7-8 euro, este un segment care crește puternic la noi. Spune-mi, te rog, ce soiuri merg cel mai bine la export? Locale sau internaționale? Locale românești sau internaționale? La început a fost practic 100% soiuri internațional. În ultimul an, piețele unde am fost prezent mai mult timp au început să ia mai mare atenție de cu soiuri locale. De exemplu, în Marea Britanie, unde avem vinuri de peste 25 de ani, am început să vindem foarte mult fetească regală. Avem aproape 1 milion de sticle pe an de fetească regală în Anglia, care e un lucru foarte îmbucurător. Dar la fel, ține de cât de cunoscut e țară și este o luptă mult mai dificilă să impun soiuri astea locale pe piețele externe decât este în România, unde e mai cunoscut. Soiurile locale cresc pe piețele externe, dar nu foarte cresc, rapid. Nu rapid. Nu foarte încă rapid. Sunt probabil 90% este soiuri internaționale. Da. Și după părerea ta, ce ar trebui să facă producătorii de vin din România, așa în general, pentru ca să conteze din ce în ce mai mult pe piața internațională? Fiindcă e de menționat că voi, Cramele Recaș, dețineți în momentul ăsta aproape jumătate din exporturile României. O situație absolut anormală. Ar fi bine pentru toată lumea dacă mai multe firme ar exporta. Cel mai mare problem după mine este o problemă de fapt de producție. Eu consider că sunt foarte puțini podgorii în România care sunt
lucrat în mod adevărat eficient și modern, unde producția de struguri este sănătoasă și bogat cantitativ. Deci noi avem o producție pe hectar de struguri o treime din cel din Franța sau jumate din cel din Italia, deci foarte, foarte jos, ineficient. Asta, în schimb, face produse să fie mai scump decât piețele mondiale și astfel că nu suntem foarte competitivi. Dacă nu putem produce strugurii la un preț competitiv și calitativ bun, exportul e mai dificil, dar ține și de mentalitate patronii de cramă, care multe din ele mă tot compatimez că exporturile astea sunt un moft al meu, dar eu nu plângem, noi facem mai mult profit din exportul de vin decât aproape niciun alt cramă face din întreaga activitate în România. Așa că nu plângem. E un lucru care trebuie să aibă curaj și să încerc. Spuneam, după părerea ta, nu există și această motivație, și anume că practic aproape toată producția de vin din România se vinde pe plan intern, deci noi practic ne bem tot vinul pe care îl producem și atunci exporturile nu mai par să fie o prioritate pentru producătorii din România? E adevărat, dar exporturile au niște avantaje care cred că multe crame nu realizează. Sunt mult mai stabil, se plătesc mai bine, sunt în valută care e mult mai stabil. Deci, dacă faci treaba bine, e o chestie foarte viabilă și merge foarte bine. Într-adevăr, treaba asta de imbalanță dintre producție și consum în România ține de ce am spus mai înainte, că nu producem destul struguri. Avem plantație mult cu producție slab și de-aia nu ajunge vin nici pentru piață internă. Nu e situație bună deloc. Când câțiva ani plantațiile prost întreținut vor dispară de tot, vor deveni ineficient economic, adică vor da falimente producătorii respectivi dacă nu rezolvă probleme cu producție. Deci, practic, ce îmi spui e că noi nu exportăm fiindcă nu reușim să producem performant. Nu neapărat fiindcă nu ne pricepem să vindem sau să facem marketing pentru vinurile noastre în afară. E o tendință pe oameni comerciali aici să relatez piețele extern la ce știu ei din România și este total diferit. Dacă intri în treabă cu minte deschiși și vezi ce s-a întâmplat în fiecare piață în parte, sunt convins că românii pot să vând mult mai bine acolo și chiar și vinul mai scump. Dacă sunt calitativ bun și la un preț comparabil cu alte vinuri de același calitate, vor funcționa, dar multă lume așteaptă foarte mult, așteaptă ca prețurile și nivel de piață să fie la fel ca România și nu este. Piețele externe sunt mult mai competitiv ca prețul. Sunt vinuri buni la prețuri, eu cred că vreo 20% mai ieftin ca aici, în medie. Și atunci nu pot să aplici același optică la piețele externe. Acum am să profit de faptul că ai vorbit despre preț și pe final am să-ți pun o întrebare puțin filozofică, aș îndrezni să spun. Imaginea României în general în afară, cum crezi că se poate face mai bine? Cu vinuri mai ieftine sau cu vinuri mai scumpe? Cel mai important lucru este să fie vinul românesc prezent. Cu cât timpul nu este acolo, nu are niciun imagine. Și asta nu poate să rezolvă nici statul și nici nimeni cu programe de promovare sau ceva. Trebuie să ai vin pe raft ca să facă o diferență. Și trebuie început cu vinuri la prețuri competitive. Deci nu se poate începe numai cu cireșul după tort, cu vinuri foarte scump, că e plin de vinuri scump toată piața mondială de vin. Trebuie să vii la început cu ceva mai competitiv și agresiv, dar dreptul ca să prindă atenție pieței și mai târziu poți să lansezi și vinuri mai valoros și mai scump și să mergi cu un amestec din ele. Numai așa cred că se poate lucra, că e foarte greu pentru țară
necunoscut să devin cunoscut fără să aibă o vânzare care atrage atenție. Am vorbit astăzi cu Philip Cox, cofondator și director comercial la Cramele Recaș, despre subiectul pe care cu toți îl resimțim ca fiind unul deficitar în România, și anume exporturile de vin către Europa și către restul lumii. Mulțumesc lui Filip pentru perspectiva lui personală și extrem de pertinentă asupra subiectului. Îi doresc spor la treabă în continuare și până la o următoare întâlnire, toate cele bune. Mulțumesc! La revedere!